Da, mai aveți tranzacții active? De ca să nu stăm să ne uităm la telefoane, măi, le-am închis, mă scuzați de rețile, am închis ca cine ce este acum la timp. Ce-a făcut pe cât am? Pe mine, nu. Pe? Pe cu minus? Nu, plus, plus. Plus? Pe, pe rau. Ce puncte? La 120. În seara. Sau mai dimineață? Nu. Eu nu pot să mă acționez în, în perioadă de aici. Și în perioadă de sport, undeva vreo 6 aici. 6 tranzacții mici, da? Short. De fapt, dacă sunt scurte. Am înțeles, cald în faci. Da. Ok, altcineva? Ce ați pensat? Interesant. Domnul Andrei? Doar petrol? Ia tot cu tranzacții scurte, durat. Așa, de ce? O tranzacție. Nu știu, am încercat să las tranzacții mai pe lungă durată și merge un pic în plătim, fac pasportul și am luat o bază de pasportul și am văzut că merge, de fapt, tranzacții. Da, era de multe luate când era și eu de acord, mai bine în piață să intre, prin pijoare lua ceea tău și fugi de acolo. Pentru că acolo sunt rechinii ăștia mari, care sunt fonduri investiționale, traderii, deci care sunt capitali foarte mari sau conturile de vârste personale de milioane, poate. Și atunci când mai este ideea asta de prinderea stop-loss-ului, că dar nu este așa, pur și simplu piața se mișcă în direcția ei. Și dacă stop-loss-ul îi stau la nivel, cineva nu pune stop-loss-ul la nivel ceva, dar traderii nici pun stop-loss-ul la nivel anumit care pot fi străbăturite. De asta și este ideea de prinderea stop-loss-ului. Și mă vineam, traderii conturi mai micuțe, sunt ca niște peștișori de cei care trebuie să repijoară și din coralul lor, au luat ce e trebuit, au mâncat și au fugit înapoi. Așa și mai, au luat repijoară profitul de piață, nu de parcă îl furăm. Noi că tare astăzi vrem să vorbim cu voi despre tranzacționarea acum și pe termen lung, pentru că și ea este destul de profitabilă. Dar trebuie să ne educăm cartierul. Da? Să, să păstrăm calmul, să le așteptăm, o săptămână, două, trei, câteva luni. Petrol de jos, de la 9 dolari pe VTI până în sus, câte luni au fost? Din aprilie. Din aprilie a început să crească, a început la aprilie. Și până acum crește, de fapt. Dar sunt traderi care au închis la 40, 45, la 4, la 39, la 40, nivelul stat foarte mult. Dar asta sunt o grămadă de puncte. Ce era așa de bine așteptat câteva luni și doar zi adăuga. Iar traderii nu prea au răbdare. Mai ales traderii începători. Cât timp un trader se consideră începător, după părerea voastră? Deja sunt care tranzacționați pe real. Cât credeți că sunteți începători? Nu știu. Nu știți? Un an? Aveți 3 luni? Da. 3 luni aveți? Sau încă nu? Nu, vorbim după 3 luni. Încetez de a mai fi începător, momentul în care tratez cifrele doar ca cifre, nu ca și de ca să cad de emoțiile astea și crește minusul sau... Faci matematică, nu le crește doar. Da, cifrele trebuie să fie doar cifre. Atunci când faci extragere și vedem că sunt bani, atunci ei sunt bani. Până atunci trebuie să fie doar cifre. Și la fel, și tu plusul își take profit, da? Și facem balanța, analiza la tranzacție la sfârșit săptămâni, la sfârșit de lună. Nu în fiecare zi, de fiecare tranzacție să ne stăm ferești, tremurăm sau de fiecare lunare. Nu, nu trebuie urmărit lumânările, trebuie urmărit graficul din ansamblu ca să dăm seama de direcție. Stau trader din mâine cu lumânările, te-am mușcat și ecran, te rupă la maxim și să uite cum se urmează lunare, crește în scădire. Și ce te ajută asta? Dar obosește ochii și scade foarte mult concentrare, da, îți ia. De fapt, ce trebuie să închinuim? Trading cu scopul de a face bani, dar nu de a cheltui nervii. Da? De... da, și asta îți întâlnești foarte mult. Dar că am înțeles că nervii nu se recuperează. Okay. Nervii nu se recuperează, dar sistemul nervos nu se recuperează. Din cauza asta trebuie să avem nervii. Și asta, sănătatea este mai importantă. Dar banii se facem doar dacă suntem sănătoși. Așa, tema de astăzi este SP 500. Noi am avut masterclass pe tema asta. Și oricum traderi sunt interesați de instrumentul ăsta. V-am mai spus, nu știu, dacă a fost cineva din voi la masterclass despre SP? Ați mai fost sau nu? Nu, nimeni. Am vorbit cu vreo 2 luni în urmă, pare. Mi se după aici și mai mult, mai mult. Când am primit un raport de la Pleron că este cel mai tranzacționat instrument de către traderi din Republica Moldova. Și e singură unică idee, deci uitați-vă, promovați-vă, în sens că ajutați traderii
cu strategii, cu idei despre instrumentul dat, pentru că el este cel mai tranzacționat la momentul dat, cel mai ustrăiesc pe dânsul. Atâta timp cât mergea vorba posibil să se modifice spread-ul sau mare ceva. Dar nu a fost. Am reușit să păstrez spread-ul același, 150, timp tranzacționez pe SP. Doar? Restul aveți de gând? Mai rar, dar tranzacționat, da? Pe perioadă scurtă sau pe termen lung? Scurt. Am încercat, chiar zic că trebuie să deschid cu lobby, cu zero bonus, să las măcar pe o lună. Dar când am văzut seara că e profit bun, am să mă ținut la mă trezesc mai dimineață și dau în ziua, da? Sau e minus? Da. Aveți stop loss pozitiv, aveți trailing stop, de deja asta nu e tranzacționare long, dacă îi pune stop. Da, atunci când iau, de exemplu, se duce vreo 7.000 de puncte. Nu prea funcționează. De ce nu funcționează? Trebuie să faci o tranzacție lung timp. Să fie, da, distanța de joc. Dacă 5.000, 6.000 de puncte, atunci poți să pui stop loss pozitiv peste 500. În 2-3.000, de exemplu, da, de acord. Mai minus de 4.000, nu are sens. Noi am pregătit diferite strategii, și pe termen lung, și pe termen scurt, dar și o metodă de a face profit pe termen lung. Sunt acum destul de mulți trader care își deschid depozite anume cu scopul ăsta ca investitor, nu ca trader. Să stai numai cu mâna pe mouse, asta tot e foarte interesant, foarte captivant și foarte mult s-a dus pentru emoțiile astea de trading, anume pentru emoție de a tranzacționa pe piață, de a avea puterea asta asupra controlului și la nimeni nu știe cum o să meargă. Și atunci când merge bine tranzacția noastră, asta e așa o satisfacție foarte mare și o crește de... euforie. Nu euforie, asta nu ești, dar o alimentare a ego-ului nostru. Și de-aia mulți oameni vin în trading, anume pentru hazardul ăsta. Dar sunt, și asta mă bucură, perioada, ultima perioadă, sunt mai mulți oameni care vin cu idei de investiție. Pur și simplu nu vrea să tranzacționeze, spune eu nu am timp. Eu am alte business, am venit de restaurante, am fost foarte ocupat la serviciu. Sunt niște lucruri care sunt deja aranjate, dar eu văd în asta o oportunitate bună de a investi, dar vreau ca cineva să lucrează pentru mine. Se poate așa. Și atunci când noi discutăm despre posibilitățile de investitori, trader și care ar fi raportul și care ar trebui să fie condițiile dintre dânsii, ajungem la concluzia cu oamenii și nu, mai bine de să fie curs individual, să învăț singur ce e asta și facem împreună un portofoliu investițional, eu deschid tranzacția și le las așa să meargă. Deci mai mult se tranzacționează clar pe indici, economici, ca ce vorbim și noi astăzi, SP500, dar și CAC40, Nasdaq. Nasdaq a încercat și nu a scris pentru tranzacția. Nu. Este un instrument mai greu, spread-ul e mare și e greu, da, punctele sunt multe, face, dar tot este, sunt 100 de companii tehnologice ale Statelor Unite, primele 100 de companii cele mai mari din tehnologie. Ele se bazează mai mult pe tehnologie și biotehnologie, da. Ceea ce tare, ce să fie viitor, cel mai bine. Trebuie un cont mare. Trebuie un cont bun. Nu neapărat mare, că mare e tare relativ. Cineva mare înseamnă 100.000, pentru cineva mare înseamnă 3 milioane. Nu, mare pentru dumneavoastră. Cum? Mare pentru dumneavoastră. Trebuie un cont bun ca să fim tranzacționat prin asta. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Iată, acești trei indici sunt cei mai accesibili la moment. Catare Nasdaq cel mai scump, da, CAC40 și SP500 sunt mai accesibili. Plus, mai este aurul, care ar putea fi inclus în portofoliu investițional și mai sunt câteva tipuri de acțiuni. Deci, dar pe acțiuni, iarăși, pe care e acolo, de exemplu, e ușurel, mai accesibil. Pfizer-ul face foarte puțin puncte. E vreau avea pe Boeing mai mult să investească. Deci aici foarte mult contează și caracterul unul și în ce are el în credit. Nu se optează pentru Google. Dar iarăși, cu volum limitat, pentru că nu știi ce fluctuație poate să dai Google, dar oricum mereu sunt în creștere. Și cum preți? Între pe sale oameni sau pe bani, pe acțiuni? Pe bani. Doar pe bani. Și nu, deci trebuie să alegem volumul potrivit, ca corecțiile care pot interveni pe parcurs să nu ne afecteze deloc depozitul. Să nu o să le simțim. Chiar dacă s-a dus în minus, eu știu că asta e o corecție. Și dacă eu am volumul potrivit adaptat depozitului, pe mine nu mă afectează corecția asta. Deci se duce, se duce în minus, eu știu că oricum o să crească. Dar de acolo de jos, pe vedere, chiar așa înțeleg pe baiul. Fiecare vedere pe acțiuni sau pe indici este o nouă oportunitate de a deschide bani. Orice cădere pentru noi traderi este o oportunitate de a deschide bani. Dacă ține contul, da. Da. Dacă ați ține contul, trebuie să-l ținem noi pe dânsul. Ca atare. Întrebăm cu volumul potrivit. Iată asta. De când tot spunem și spunem și spunem, de când formăm de traderi, vă vrem în cap. Volumul este cel mai important. Acolo trebuie
Ca și cum, da, avem limite de viteză. Mașina permite, m-am mai spus de multe ori, da? Automobilul este cu 220. Dar nu puteți merge în oraș cu 220. Chiar dacă automobilul permite. Nu-i permite șoseaua și orașul. Da? Cu și ambuteaja, cu și zebra, cu și semafor. Așa și aici. Dar trebuie să ținem cont cu cât intrăm, în dependență de depozitul care avem. Dacă să vorbim despre 500, majoritatea dintre voi optează pentru tranzacții scurte din câte înțeleg. Da? Domnul Andrei, când dumneavoastră ați început tranzacția de reamă? Nu-i secret. Sunt câteva luni. Septembrie. V-ați uitat pe grafic din septembrie până acum, câte puncte au făcut schimbări? Am uitat. Câte? Mai mult de 5. 15 sau 14 de acolo. Așa. Deci dacă erați cu un volum de urlot, asta cât era? Așa, liniștiri, da? Deci, pur și simplu, o singură tranzacție. Am deschis-o și dăm vrei să meargă. Și nu trebuie să facem nimic, nici nu e cort, nici nu trebuie de stres. Ce să facă dânsa? Să închid, să închid, să deschid, ce să-i fac, da? Fără efort. Iată de asta și vreau să vă atrag atenția. Cu volum mic, intrăm, deci nu orient tot depozitul, dacă ne permitem ca să le stăm corecții, cât e ajungem și dăm voi să meargă. O să vedem acum și pe grafic, care a fost moment foarte bun și petrolul a fost după cădere, după spice 100 de după carantină, se intră pe bani. Moment foarte bun a fost pe spice tot acolo jos, în aprilie, de intrat pe bani. Dar moment foarte bun este și acum. Dar tot în octombrie a fost un moment bun. Moment bun el este practic în fiecare lună, practic în fiecare zi. Moment bun. Cum ai riscat? De ce? De ce? Noi cum am zis că o spun cu mobilirea cu Biden, posibil că a să schimbi direcția. SPU? Da. Nu poate să fie să schimbi direcția. Și mai este o chestie, spun că acțiunile la companie de astea care 500 sunt supraestimate, da. Și oricum el azi tinde să revină înapoi la... La cât? La valoarea reală. Lacăt pozitiv, că dar noi știm doar de lacăt negativ. Nu, am înțeles. Nu, lacăt, am înțeles că ele sunt preestimate cu costul atât, dar dacă duci o linie în costul real al lor după profitul companiilor, linia merge mai jos. Și mulți specialiști spun că ei cum au să tindă cât să revină înapoi la costul lor real. Dacă ne uităm, deci din 90 cu creștere tot continuă aspect, sunt mici corecții, deci nu are cum economia americană se cadă. Deci mai mult. În 2008 a crezut, dar asta a fost nesemnificativ față de ce au căzut acum, după COVID, în timpul carantinei. Și cât de repede ieși o revenit economia. Deci se estimează că în 2021 o să crească aproximativ 20, chiar și până la 27%. Nu, între 17 până la 27% ESP-ul. Deci se așteaptă ca să ajungă aproximativ 4600-4800. Indicele, da? El acum e la 3.000. Știi cineva? 3.700. Da, aproximativ 3.700. El greu depășește 3.000, eu nu cred că coboară înapoi la 3.000. Adică asta ar însemna încă mult, da? Până acolo. Cine poate să schimbe o tranzacție și să o lăsăm util până atunci. Eta nume estimările este, mulți spun că 2021 o să fie un deal foarte greu de urcat pentru piețe, adică să fie o creștere bruscă. Pentru că sunt toate premisele pentru ca companiile să se dezvolte mai mult mai repede. Adică asta se vorbește că până acum a fost criză, deci cum a crescut. Vă dați seama dacă lucrurile o să se amelioreze cât de cât, o să fie vaccina, fiecare să înceapă să adapta la condițiile astea noi, cum o să urmeze doar dezvoltare. Deci nu vorbim acum de criză. Gata, 2020 s-a terminat, asta a fost criza, mulți am văzut, da, a fost afectați, fiecare deja adică sunt persoane care într-adevăr au fost afectate și au pierdut locul de muncă. Foarte multe companii s-au închis. Și la moment, la fel. Avem un coleg care s-a dus la șeful, citit o carte, s-a inspirat atât de mult, s-a dus la șeful lui și a spus: eu de mâine vreau condiții noi de muncă, cu atâta să majorați salariul, eu vreau să lucrez atâtea ori, eu merit așa. S-a inspirat din carte și așa. Afară. Și a fost condițiile lui. A doua zis că sunt zis rău, un fierb și-a rămas acasă. Treia zis una. Eu am vrut să anunț când și astăzi nu aveam la servici, cum o să intrăm și zic, dar noi ne-am închis, asta sunăm noi dacă să revenim cu ei. Directorul a fost și-a testat pozitiv și am închis toată compania, pentru că temporar.
Deci nu prea au treabă, deci nu sunt afectați de ceea ce se întâmplă ca, ca profil. Dar faptul că s-au îmbolnăvit mulți din cauza asta de 2-3 săptămâni închis. Și deja vedem ce o să fie, sau ei fără înapoi sau nu, cu condițiile noi. Deci, da, într-adevăr, mulți își pierd și acum la fel se închid companii. Nu a fost, traderii nu au fost afectați, dacă au avut grijă de depozitele lor, cum vorbeam despre volum, nu au fost afectați anul ăsta. Din contră, a fost un an foarte, foarte volatil. Și au fost momente bune. Ceea ce vreau să vă acum să vă spun, noi că tare în la sfârșitul anului, nu, la începutul 2020, am avut tot un masterclass, nu chiar am Atrium, și foarte mulți, da? Când am trebuit, am început să fac prognoze, ianuarie. Cu totalurile pe 2019, spus din perspectivă 2020. Nu știu, sfârșitul decembrie sau începutul ianuarie? Începutul ianuarie. Și ne așteptam ca 2020 să fie un an foarte volatil, dar nu într-atât de volatil. Acum ne așteptăm ca 2021 să fie un an de creștere, pentru toți așa prognozează că o să fie un an bun. Și asta tot psihologic foarte mult înseamnă. Când toți se gândesc, dar tot o să fie bine, în sfârșit scăpăm 2020, o să fie crește. Asta influențează foarte mult piața. Și într-adevăr, de ce să nu profităm de ocazie? Da? Deci, datorită la strategie de care ați vorbit, dar nu este nicio strategie. E pur și simplu. Deci, de ce ce nu cunoașteți. Da, e ca un secret și o descoperire foarte mare. Pur și simplu, îți scrie tranzacție de cumpărare. Și tu vezi de asta. Nu vreți să o aveți pe celălalt depozit, diversificați-vă. Știți că depozitul poate fi împărțit în mai multe conturi. Sau crearea mai multor conturi. Sunt traderi care își creează conturi pentru termenul. Deci eu este un cont unde deschizi tranzacții și nu mă întrebi de însuri. O dată în română mă urmărești ce se întâmplă cu tranzacțiile. Asta eu de la început nu înțelegeam. Și domnul Iugel spunea, dai mai multe conturi, mai multe conturi. Când și mai multe conturi? Cum ți-ai mai multe conturi? Și așa de beala îi strânge, da? Să se crească contul cel mai mare. Dar m-am înțeles care e ideea. Un cont tranzacționez pe perioadă scurtă de timp, unul doar pe valute. Atunci când vezi vreo intrare sau ai chef, de valute, traderii în perioadă lungă se mai plexesc pe valute. Deja caut ceva mai volatil. Ei, să stau să aștept 20 de puncte pe euro, dolar, tot pe GBP, asta e ideea că durează. Dar pe petrol, de exemplu, tot este un portofoliu separat. Ce ține de petrol pentru 2021? Eu cred că o să stagneze. Se va forma deja așa o zonă comodă, un flat, și el o să varieze între 45-50 și nu văd primit, s-a mai analizat eu ce se prognozează pe 2021 și cred că, dar să-i fie greu să crească prețul. Cred că o să stagneze în zona asta, nu știu, voi ce părere aveți. Ce părere aveți? Deci o să fie greu să ajungă la 60-70 cum îl ocupă. 38-39 măcar ajunge de acum mai mult. El la momentul e 50 astăzi. Da, dacă să-și revină economiile și poate uzinele astea și transportul, oricum a să consume mai mult. Eu cred că a să crească un pic, poate un... Doar dacă o să evolueze altfel cu vaccina, dacă o să fie mai repede decât sunt așteptările. Dar ele și așa promisiunile pe care sunt făcute destul de frumoase. Și nu știi dacă ei să reușească să sunt promisiunile cele referitor la vaccină. De asta eu nu știu dacă o să fie cu creștere frumoasă la petrol. De asta cei tranzacționează petrol, eu știu, am persoane care au tranzacționat de jos și eu inclusiv, după ce am închis la fază știi ce gata, nu mai este petrol. Mă uit doar dacă mă întreabă cineva sau trebuie să dau prognoză la procedere, de exemplu. Dar așa nu tranzacționez el, nu e interesant, el fac este gol, îmi fac și nu. E interesant acolo unde sunt, întotdeauna sunt oportunități sau sunt momente bune, știți, ați auzit vorba, da? În momentul potrivit, nu potrivit trebuie să fie. Acatea sunt momente care trebuie reprins. Să ați vorbim de SP și de CAP. Nu de CAP am mai vorbit mai înainte, că el încă nu a atins maximul de care este carantină. Căderea. Dar haideți să pornim la acela. Nu am că CAP-ul permitem duchea pe bani. El îmi dacă ne vine așa unul pe celălalt, în distanță cu CAP. Da, e dacă mă merg cu el. E viață diferit. Și fac și recomandare tot ce mai bine pe SP. Nu, dar mă arătăm și CAP. Pe termen scurt? Da, pe termen scurt pentru scopul, deci și nu. Noi ne gândeam să facem challenge, să facem versus, da? Da. Pe termen scurt, versus termen lung. Dar ne-am gândit să simplificăm lucrurile până într-un final, pentru că voi toate practic le știți și asta deja fiecare trader în parte decide cum el vrea să tranzacționeze.
vrea pe termen lung, vrea pe termen scurt, vrea în genere, prin cumul, fiindcă tranzacționarea cumul tot este destul de interesant, tu ai depozit care ai deschis o tranzacție, cum a spus și anterior doamna Olga, și ai uitat de ea, dar poți în fiecare dimineață să iei adrenalina, doza de pe piață, de ce și nu? Asta e foarte interesant. Ți-ai luat doza, ai primit satisfacție și te-ai dus frumos, lucrezi mai departe. Să faci mai să ești noi suntem diferiți, da? Ca caracter, ca temperament și ca trăiere, toți suntem diferiți, tot timpul spun chestia asta. Noi, de multe ori și noi ne contrazicem între noi. Poate nu ca direcție, dar ca intrare și ca ieșire cel mai des ne contrazicem. Nu, eu cred că trebuie acum în chestia. Ei, da, să mai meargă, să vezi că așa meargă, dar nu, prea mea este nivel, să nu știu, de multe ori ne contrazicem. Și nu mai este la analiza. Pica cu 40, ce se vede pe grafic, eu aș spune mai mult chestii ca o acumulare de putere. Mai este așa o noțiune la noi în domeniul respectiv, ca o arcă. Și este o arcă descrescătoare. Părerea mea că o să fac o mișcare în jos, dar dacă trecem în graficul de o oră, în graficul de o oră, se vede că este o tendință descrescătoare la noi. Și el face deja mișcările, tendința descrescătoare, dar iarăși cu stagnare. Deci dacă să facem o paralelă pe CAC 40, eu recomand doar în scalping, ținând cont de trend și de nivele. Ca părere. Dar pe SP 500 este o oportunitate foarte bună. Pe CAC eu mai mult mă orientez la scalping. Poziții de lungă durată pe SP 500. Ok, ce strategie pe CAC la scalping? Deja asta... Vorbim acum mai pe jos sau trecem la SP? Haideți și-am vedea mai ținez pe cap. Vă este interesant? Interesant, da. Interesant. Pentru acest instrument, pentru a tranzacționa cu un lot standard, este nevoie măcar depozitul să fie 50-50.000 la un lot. Deja, mai puțin, nu știu dacă se merge nivelat. El e interesant dacă tranzacționez cu un lot și un sens. Punctele sunt grele, sunt multe. Iată, dar asta se genea. Valorează 12 întreg și 0,50 de dolari. Adică nu și punctele scumpe. Și scumpe. Pentru din astăzi de dimineață, de la ori 10 dimineață, de deschis un sel până jos, 646 de punct. Frumos și după scalping totul a fost intrare. Deschis tranzacția și ai pus un take profit așa unde știi că trebuie să-l ieși. Dacă nu ai, mă rog, care se tranzacționează în scalping, ei nu s-axează să iei mișcarea asta în total de 600 de puncte. Eu personal în scalping, pentru 200 de puncte, dacă îți permit cu volum mai mare, dacă depozitul îți permite, evident. Că nu ai 10.000, deschis tranzacția cu un lot și aștept 600 de puncte, nu? Puncte puține, dacă volum mai mare, dacă îți permite depozitul, atenționăm încă o dată. Da, aici n-ar putea de folosit o combinație de moving average. Da, trend nivel, vreau să încep să fac analiza. Dar în fine, dacă să luăm varianta cea mai simplă, asta este determinăm direcția, trendul, punem trendul în H1, lăsăm moving average în parametri 9-0 și deja ne orientăm, iată, cam așa, eu că tare a fost răbătut, dar de ce? Eu aici mai mult observ o figură de incertitudine. Iată, aici este un triunghi, după părerea mea. Nu știu, cineva poate să-l vadă mai diferit. Eu îl văd ca triunghi. Și el a fost răbătut, dar el totuși mai departe se tranzacționează aici, în intervalul, da. Așteptăm să vedem mai departe ce face după străbate. Luăm trendul descrescător, plasăm moving average. Asta o să ștergem, moving average cu parametri standard. Așa. Sunt parametrii. Poftim? Eu îți vorbesc despre strategie la SP, poate fi aplicată și la CAC. Da. Și iată, deja ne ducem în graficul de 5 minute și ne orientăm după la tranzacționare în direcția trendului. Adică dacă trendul este descrescător, ne orientăm la pozițiile de vânzare. Iar când a fost momentul de intrare, o lumânare descrescătoare străbătută, din următoarea lumânare s-a deschis să... Așa. Și deja cu profitul de 200 de puncte. Eu personal așa îl recomand. Când anume noi trebuie să știm când ne oprim, cel mai bine asta este după nivel sau după nivelul de suport. Și aici, dacă depozitul iarăși permit, folosim metoda adăugării și spate și metoda adăugării. Atenționăm, nivel. Dacă depozitul nivelii, da. Doar dacă depozitul permite. Și de fiecare dată când este străbătut, este confirmarea pentru său, din următoarea lunare, noi iarăși deschidem tranzacții. Și el profit să ia destul de repede, pentru ce mai facem scalping? Da, dacă vrem intrarea, ca să fie mai repede, să poate intrarea în 5,
Dar pe profitul îl punem după nivel sau după tranș. El o să fie de o perioadă mai mică, adică timp de o zi, timp de două zile poate să închidă tranzacția. Dar evident, cu profit mai mare. Ce? Acum trecem la SP500. Întrebări? Foarte simplu. Simplu, voi asta de la lecție. Trend e prea simplu, dar cum lucrează? Dar din fine, nu știu de ce, nu mai merg. Odată meargă, deodată nu meargă. De ce? Deodată meargă, trei dată nu meargă. Așa, eu nu știu de ce, acum o să-l descoperim împreună. Iată, haideți, da, haideți asta într-adevăr. Dați un pic mai mare, să vadă lunările mai clar. De ce lunările mai clar? Să vadă graficul, perioada de timp mai îndelungată. Noi am determinat în H1 că este trend descrescător, corect? Da. Ne ducem în M5 și tranzacționăm, dacă nu vrem să fie trading crescant, doar în direcția trendului. Adică confirmările avem nevoie când se formează o lunare descrescătoare, străbătută de moving average. Și din următoarea, s-a închis lunarea în M5, din următoarea lunare noi deschidem sell, nu mai așteptăm nimic. Și take profit-ul punem 200 de puncte. Păi de asta am vrut să dați mai mare, că să vedem un caz care nu a fost așa. Da, adică caz care nu a fost așa, realitate să așa, că dacă noi oricum punem stop loss-uri, stop loss-urile noi le punem după trend. În afară, iată aici avem o tendință descrescătoare. Deci mă orientez la pozițiile de sell. La pozițiile de sell nu mă orientez când eu am confirmări în partea de jos, că deja prețul se află la nivelul de suport și aici eu am confirmare pentru sell. Eu aici sell nu deschid. Unde asta se duc? Eu evident ca să fac o corecție și dacă la noi stop loss-ul este plasat corect, totul să fie foarte fain. Și deci iarăși, cu să fie confirmare în sell, iarăși mă orientez la pozițiile de sell. De aici, să. Am uște grafici, ne uităm. Și deja așa o să închidem take profit. Că stop loss-ul, când facem scalping, și dacă trebuie să punem stop loss-ul, da? Mă rog, cineva e obligat să pune stop loss-ul. El stop loss corect trebuie să fie în afara nivelului de rezistență, a trendului care este determinat în H1. Deja take profit-ul punem 200 de puncte, sau deja îl punem la nivelul de suport take profit. Asta deja fiecare decide. Unde vrea și cât de repede vrea să facă profit respectiv. Nu știu de punct, asta e destul de repede să închidem. Acum și o să vedem cât de repede să închidem. Noi acum suntem în trend, poftim? Ce vă dați în urmă? În graficul de 5 minute, iată, suntem în trend. Și în trendul respectiv am și o să vedem câte confirmări au fost să leacă de aici, da? De aici este mai sus nivelul de rezistență, iată, noi avem trend. Și începem. Prima intrare de sell, iată la noi a fost aici. Hai să nu ne dăm mai mult pe loc. Facem. Hai să dăm și dau prima confirmare pentru sell este o lunare neagră străbătută în jos. Și atât prima noi o avem aici. Prima confirmare, din următoarea lunare noi deschidem sell. Take profit, dacă l-am pus 200 de puncte, el s-a închis în decurs 127, un pic mai îndelungat, 226 de puncte, timp 29 de bare. 30 de bare, 50 de minute, spune. Stop loss e evident că mai sus. 226 de puncte, asta undeva într-o oră, plus minus. Două ore jumătate. Da. 226 de puncte. Iarăși, când am confirmare pentru său, iată, lumânarea trebuie să fie străbătută. Iată aici. Iar și o lumânare de sell străbătută în jos, el a stat o perioadă mai lungă, după care s-a dus până jos. Dar acum mai este una. Aici? Nu, mai este o lumânare străbătută. Aici. De fiecare, aici, vă spun, depinde de acolo intrare, dar el a fost deodată. Noi nu trecem cu vederea, dacă a fost oricum o lumânare. De fiecare dată când este intrare, noi deschidem tranzacție. Că de aici, următoarea lumânare, sell. Și noi punem take profit și așteptăm tranzacția să duc. Stop loss-ul deasupra nivelului de rezistență. Și take profit-ul deja sau în punct, sau după trend. Și iarăși, confirmare pentru sell, am deschis tranzacția următoarea lunare. În cazul ăsta, câte puncte spun la stop loss plus minus? E ca de da, sunt de acord. Stop loss-ul e mai mare. Sunt vreo 400 și ceva de puncte. 450 și 100 de puncte. Stop loss-ul e mai mare, dar asta este scalp. Asta 5.000 de rezervă. Da. Imaginați-vă că asta este cum? Iată, mai sigur tranzacția, pentru că este într-o perioadă scurtă de timp. Intrarea este mai repede, visibilă. Dar deja profitul, take profit-ul stabilim în independență.
Așa, iar și următoarea intrare a fost la noi aici, din câteva lumânări, una, 168 de lumânări. În decurs de 10 minute au mers 169 de puncte. 310 puncte în decurs de 4 lumânări, timp de 20 de minute. Iar și următoarea intrare a fost iată la noi aici, am deschis său până jos, au mers 54, încă mai jos 134 de puncte. Dar până într-un final, de ca asta tranzacție dura. Până într-un final, oricum, toate se închid în take profit. Pentru că stop loss-ul este corect. Tranzacția în direcție. Eu încep să not în direcția fluxului de apă. Și mai devreme sau mai târziu, eu o să ajung acolo unde mi-e trebuie. Așa, bun. E clar acum? Vă duceți acasă și practicați, că este o metodă bună pentru cei care nu au răbdare. Cum a spus domnul Andrei, că am deschis tranzacția și m-am uitat că în seara că este bun și am închis-o. Iată ceva asemănător cu scalping. Tranzacțiile în scalping, ele rar când durează 2 zile. Foarte rar. De regulă, ele se închid repede, mai ales pe cap 40. Dar când am răspunat în 5-15, tranzacția poate dura în... Deci, dacă ai confirmat concret o strategie, e normal să dureze aproximativ de 5-6 ori mai mult. Adică o oră, o oră jumătate, cam așa. Adică de perioada grafică în care noi tranzacționăm. Dacă găsim intrarea în fașună, atunci ne așteptăm să dureze 5-6 ori tranzacția noastră, până se închide în take profit. Depinde și de strategie, parcă. Dacă ceea ce vorbim noi acum. Pot? Întrebări? La sfârșit săptămâna de discuție din care. 2 zile? O zi merge, 2 zile merge, 3 zile merge. Nu, când una merge, 3 zile merge. Okay. Știți de ce una merge și atât cum ați spus? Parcă am înțeles și am greșit. Perioada merge, perioada nu merge. Pentru că dumneavoastră ați aflat o strategie nouă și tranzacționați o zi. Cum mers? Și când luați primul stop loss, după ce ați luat primul stop loss sau o perioadă de timp constat, prețul tranzacției a fost activă și păi cum eu de câteva lunări cu tranzacția, de aici o stat o perioadă mai lungă de timp și lăsați strategia. Treceți la altceva, treceți la un alt instrument. Dar ca să verificați o strategie, trebuie verificată în timp și de fiecare dată când este intrare. Și așa să verific strategia. Asta nu înseamnă că dacă am tranzacționat 3 zile, am lăsat-o, mai intră, mi-am amintesc că am luat stop loss, nu tranzacționez că strategia nu e bună. Nu, strategia nu e bună. De fapt, asta este piață. Și noi asta toți înțelegem că asta este piață. Răbdare. Da, care... Și crește refix așa în baie, da? Trendul, sigur, am determinat trendul, doar că deja aici în scalping ca să facem, avem nevoie de o lunare crescătoare să fie străbătută în M5 și din următoarea lunare care se formează, deschidem tranzacțiile de bani. Stop loss-ul deja să fie mai jos de nivelul de suport și take profit-ul 200 de turci. Trebuie să trag atenția pe aici intrare destul de rapidă, destul de grăbită, aș spune. Deci nu așteptăm o lumânare, două să se închidă, ca până la confirmare, da? Dar deodată, a fost străbaterea, două să începe pe toată discrește, deodată, de greșit, și tot de grăbită intrarea. Asta este scalping, deci e versus, da? Plusurile la strategia asta de scalping este că profiturile se închid repede, dar nu stăm foarte mult pe grafic, dar ea, depinde, cum nu stăm foarte mult, dacă trebuie să le păzim. Da, deci sunt mult atenție. Minusul e că ne ia foarte mult concentrare, perioada când stăm la calculator. Da, profiturile sunt mai rapide. Dacă ar fi long time, atunci profiturile să fie mai lente, în perioada mai lungă de timp. Dacă nu folosim metoda de umbrele. Bun, hai să ne vedem la spirit. Da, dacă în daily, uităm la... Ne-am uitat, de fapt. Da, și zic așa cum ar eu cred că totuși o să formez o vedere, ca 40, pentru ultima perioadă de timp se vede o diferență de mișcare între CAC40 și S&P500. Dacă anterior e CAC40, S&P-ul ducea în jos, CAC tot ducea în jos, dar un pic mai lent, păi acum dacă S&P-ul se duce în sus, CAC se duce în jos, mai ales chiar ieri s-au susținut, puțin mai diferite le susținut. Și cei ce formează pe grafic, iarăși undeva mai diferite. Iată, dacă anterior noi creșterea asta era cam asemănătoare ca pe S&P, păi iată, după perioada pandemiei, e total diferit, adică nu e total diferit, nu e 100% diferit, dar un pic se diferențează. Aici avem impuls, continuitate, iarăși impuls, iar continuitate, și aici a fost mult timp stat pe loc. Practic, s-o considera asta figură de continuitate, acolo vine că mai se pierde cu perioada scurtă de timp. Nu trebuie neapărat de deschis o tranzacție, așteptați când eu o să crească. La spin merge client, liniștit și tot în sus și în sus. Aici
începem încă până la maximele care au fost, deci până la prețul de 6.000, mai este aproximativ câte mii de sus, care și mai puțin de 10.000 deja. 5.510 puncte. Da. Ar fi o posibilitate, cu un lot întreg tranzacționând, asta peste 80.000. Aici un punct pe 10, 12 dolari. La spirul român. Sprintai tot bun. Ai schimb tranzacția cu notă întreg și ai schimb finanță într-o streamlină. Apropo, țineți minte, era o domnișoarcăre. Da. Știi cum avea răbdare și deschidea în fiecare dintre ori. Tranzacția timp de o săptămână deschisă și 73.000 pe un lot. Ca. O săptămână, da. Deci te iau prinsă de mișcare. Și o închis-o aici. Zic, eu am înțeles că i-am cam ăsta e plot, dar nu e perioada asta de crește. Prima. Și mai departe și tranzacționează pe dânsul, dar nu mi-a acolo tranzacții de două săptămâni. Chiar am început. Cum tu ai avut răbdare? Asta mi-a interesant. Cum eu am avut răbdare? Dar eu stimnează, deschideam calculatorul, mă uitam, 20.000 în profit. Ok, unde e? Parcursul zilei nu mi-a făcut nimic. Mâine iar să uită 23.000. O, super. Nu știu, chiar să mai crească. Dar normal ca să mai crească, era la fondul fondului. A la 30 să uită, deja era 18.000 în profit, alea cum ai făcut. Nu, trebuie să mai crească. Și atât așa, ați luat până la 73.000. Care a fost motiv? Eu am venit la mine după vreo săptămână, după ce am închis tranzacția. Aveam rezultat foarte frumos pe cont. Deci, mai rău, de unde ai știut când s-a închis? S-a închis exact acolo sus. Iată aici, undeva și după asta, prima dată a făcut corect și aproximativ aici a fost vreo până la 50%. Deci, după Fibonacci, cam la nivelul 50 a ajuns. Deci, bine, nu știu, pur și simplu așa am simțit piasca. Bună intuiție. Intuiție, da? Da, pur și simplu așa am simțit piasca. Nu-i mai chiar bravo. După vedere, eu iarăși s-o perceamă, dar... Da, dar ești logic, că ești totul foarte transparent, că el o să depășească maximul dinainte. Mai devreme să mai desă, cum o să-l depășească? Așa e tot intrare foarte, foarte transparentă. Nu există... Apropo, eu recent am avut un trader la pregătire și el deja a trecut, a finisat pregătirea, a început să tranzacționeze pe real și având cont real, el a început... Tranzacționa pe real și acela demo, după practică, nu mai atragea atenție. Și s-a băgat pe real, s-a băgat și-a tranzacționat o leacă pe cap 40 și-a ieșit de într-un lacăt. Și eu ne-am amintit că aproape de la practică eram și eu un lacăt. Numai că pe bai era mai mult și pe sel era mai puțin. Și deja eu vreo 3, vreo 4 săptămâni am numărat pe contul cel. Schelul a făcut fluctuații în toate direcțiile care le-au vrut. Și eu pe bai eram cu 180 de dolari, 180 de dolari, 180 de mii în profit. Și 90.000 în minus. Adică se închidă toate tranzacțiile într-un moment, avea să fie în profit cu 90.000. Frat, 90.000. Iată ce înseamnă și el singur spuneți. Iată ce înseamnă tranzacționarea fără de emoții. Dar s-a fost platformă precisă să mă gândesc și să fac ceva. Asta mult contează, cum s-a spus și mai înainte, asta este răbdare. Nu toți sunt gata să vadă tranzacțiile într-un profit, cum ați spus, da? M-a tentat. Era profitul bun, pe mine m-a aranjat și am început să închid tranzacția. Da. Aliniam trader, mi-am zis acum, cu 0.5, ca mai mult tranzacție, cred că deja de 2 luni oare deschise. Și 0.5, 68.000 undeva era. Adică ultima dată, dar vorbim despre chiar 68.000 cu privire, nu ține activă. Și foarte bine, că sunt gata, că unul înțeles, s-o liniștit. Și dacă e clar că să ajungă mai departe, cum trebuie să mă grăbesc, mă închid acum. Dacă mă închid, ea trebuie să deschid și ea trebuie să trăiesc de zăt. Așa, e mai ușor știți că nu e 60 de profit sau 63 de nici 72. În altfel, când vezi în profit, că stai, că în minus, fructuează. Iată, vă doresc să ajungeți la momentul ăsta când vă uitați să fie 10 de profit și voi să nu fiți tentați să închideți. Credeți perioada lungă. Trebuie să dezvolte gândirea voastră de investitor. Nu de trader. Cu mâna de mauză. Deci asta nu e rău, dar nu știu, dar nici nu e rău. Nu suntem așa, diferite idei. Bun, știu? Da. Peste ce mai rău m-a dus. Dar capul este interesant. Și ține de să-mi pice 100, asta este graficul, eu am făcut și o analiză prognoză, am văzut câte puncte eu merg de luna iunie, da, din vara anului, anului curent, intrarea de lungă durată, după trend și mediat, după trend și ne mașați și eu și o să ne uităm. Da, este trend, este nivel și aici a fost o intrare bună și după trend și după nivel, pentru perioada lungă de timp. Nimic, noi n-am descoperit America. Voi asta știți încă la lecțiile de practică, care cum, cineva lecții individuale.
Cum știți când se respinge de la unul din nivele și concomitent se mai respinge de la nivelul de suport, asta este o dublă confirmare pentru tranzacții. Și că deci tranzacții de lungă durată, dacă tranzacția de pe data de 15, dacă nu greșesc eu, iată de aici, 29 iunie ar fi fost activă până anul, iată de aici, mai repede, pe data de 15 luna, 15 iunie 2020 până în prezent, tranzacția s-a fost, s-a fi fost păstrată activă, avea să fie în profit cu 71.699 de dolari. Cu un lot întreg, asta 79.000. Dintr-o singură tranzacție, din iunie, bun, jumătate de an. Dar jumătate de an, asta este un venit pasiv. Tu nu faci nimic pentru el. Tu pur și simplu ai deschis, ai lăsat, te-ai dus să te odihnești. Nu știu, la mătică, spre exemplu, dar cât poți să te odihnești jumătate de an? Tu nu faci nimic pentru el. Ai deschis și o lași. Și plus la aceasta se mai poate foarte leger de tranzacționat. Foarte leger. Tot la fel după nivele. La fel după nivele, voi știm, noi știm cu toții, când străbați un nivel, tranzacționarea până la următorul nivel, doar că deja am trecut în graficul de 4 ore. Tranzacții de lungă durată, profit aici e 71.000, eu doar am calculat-o cu 70.000, e 61.699, 70.000, curat, profit. Și deja trecând în graficul de 4 ore, la fel, o să ne uităm câte intrări au fost, că au fost destul de bune intrările și perioada medie de timp. Să se vede să vă perioada, data exactă, când a fost înapoi în daily. În daily? În daily o să fie ușor. Da, și în H4, iată aici tranzacționarea de lungă durată, asta este după nivel. După 3 nivel, sunt mult trei de care au schis tranzacționarea. 2992.96. Ok, ce era? Ce dată? 15 iunie. Okay. 15 iunie. Orele 16.00. Nu, eu ți-am mintit de aranjit cu ele, vara foarte iubită. Da. Sunt 6 luni atunci. Da, 6 luni. Iunie până în decembrie, momentul octombrie, 6 luni zile. 71.699 de puncte, dar puneți 70.000. Ok, ca să fii mai puțin, ca să... oricum mai puțin și totul. 70.000. Și n-am, nu cunosc niciun trader care concret da, chestii acolo, da, și are doar cu un lot tranzacții. Sunt care au făcut metoda de UV și au 0.5, de exemplu, un lot, 1.35, pe parcurs adăugate. Și acolo sunt într-adevăr sunt frumoase. 8.5.000, 38.000 și acolo ne-am întâlnit cu cineva care ne-a dat tranzacții. Care stau pe termen lung. Din început, clar, că volumul este mai mic. Eu am să vă arăt ideea cum e de investit, dar uite, de lungul după ce vedem scalpul mod. Câte avem între aceste nivele? Distanța e mare, pentru că nivelele sunt plasate în daily și în H4. Distanța de 11.499, dar aproximativ ele diferă. Atunci se vede stagnarea acolo și sunt plasate nivelele. Și mai mult cele mai mari au plasat, pentru că asta este tranzacționarea de lungă durată. Și nivelele le puneți pe istorie, ele lucrează și sunt actuale. Deschideți o străbătut nivelul, iar de eu mai mult. Câte nivele ne-am până la moment actual? Destul de multe. Ia câte ales. De acolo avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 nivele. 9 tranzacții prin metoda de UV trebuie să fie deschise. Și asta ar însemna, nu, în ideal, 9 tranzacții, 170. De puncte, ele prima are cel mai mult. A doua oară mai puțin. Care e ideea? Deci prima tranzacție, noi luăm toată distanța asta. De pe a doua, adăugăm și luăm până la momentul actual, deci de la nivel până acolo, da? Fără primul nivel. Am înțeles. O trecut nivelul, din la care îl așteptam, am mai adăugat. Am mai destrăbătut un nivel, iarăși. Că tare să nu grefică, ați putut să arătați. Aceasta este tranzacția de lungă durată, de aici până sus. Și deja următoarea tranzacție tot până sus. Dar eu am calculat, nu tranzacționarea până sus. Dar pur și simplu distanța de la nivel la nivel. Ca noi totodată să mai creștem și depozitul. La nivel închideți tranzacția, deschideți alta. La străbatere, alta. Dacă noi vedem corecție, chiar noi cum ținem cont de trend. Și asta tranzacționarea, nu scalping, ca să înțelegeți. Eu am calculat și în scalping, m-am străbuit pe o lună de zile, dar deja undeva mă plictiseam și am zis că superficial o să-i calculez.
câte bani între foarte, foarte mulți. Dați seama, interiorile noi am 5 ele sunt frecvente, sunt foarte des. Eu deci am vrut să vă arăt chestia asta, că anume, de la după fiecare nivel, mai adăugăm tranzacții. Așteptăm un oarecare nivel pe care ne l-am stabilit, ce? De la majoritatea business planului care le facem acum, trei, care să spuneam, să pornesc ca investitor, deci noi am fixat o distanță de 3.000 de puncte între nivele, deci o mers 3.000 de puncte, am mai deschis-o în volum. O mai mers 3.000 de puncte, am mai deschis-o în volum. Asta e planul pentru 2021 pe tare. Deci sunt persoane care abia au început luna trecută, au făcut o străbătută oarecare număr de puncte, au mai adăugat în volum. Și adăm, băgăm volumul, iarăși, cu anumite cifre specifice. Și am promutat aici metoda lui Fibonacci. Dar vă arăt, da, vreau mai scurtă timp. Aici, între nivele, sunt 11.000 de puncte, clar, e destul de mult. Acum o să meargă, metoda mi-a spus și metoda lui Gerard Dumbrin, dar mult mai repede. O să îmi dumbolul mai mic, dar am să vă arăt care este progresia. Ok, asta cu nivelele. Bun, hai să mergem în H1. În H4. Intrările sunt în H4, tranzacționarea în perioadă medie de timp, undeva cel mai des a fost, cel mai frecvent și mai multe intrări a fost în luna septembrie și luna octombrie. În luna iunie au fost doar două intrări, haideți vă să vă arăt grafice, graficul de 4 ore. Iată aici tranzacția de lungă durată care trebuia încă să fie activă. Următoarea tranzacționare care noi am putut să o deschidem la fel se poate de aici, când s-o respins de la nivelul de suport și nivelul orizontal totodată. Asta este data de 29 iunie la orele 8 dimineața până la următorul nivel care el a mers, au mers 9.792 de puncte. Iarăși, următoarea tranzacție la străbaterea nivelului, confirmare, s-a deschis un buy pe data de 2 luna a 7-a, data de 2 iulie, la orele 8 dimineața, până la următorul nivel, aici sunt undeva 9212, 9000 de puncte. O să calculăm doar cifrele rotunde și o să vedem ce rezultate bune. Iarăși, străbaterea nivelului, de aici deschidem iarăși o tranzacție până la următorul nivel, 7971 de puncte. Străbaterea nivelului aici a fost data de 6 august, la orele 16.00, până la următorul nivel sunt 4.428 de puncte. Uitați-vă confirmări, așa cum noi învățăm de regulă. Da, nu am toate distanțe. Nu toate mișcarea, dar iarăși, confirmare clară. Aș luăm intrarea aici a fost pe data de 24 luna 8-a, nu mai târziu un pic, 24 luna 8-a, august, la orele 12.00, până sus s-a fixat un profit de 4.148 de puncte. Iarăși, străbaterea unui nivel, tranzacțiile până sus, profit 6736 de puncte. Și aici, cam și aici, intrare, maxim 2 pe lună. Cam așa, e destul de liber. Nu tranzacționez în fiecare zi, tachiți în fiecare zi pe grafic. Spate o dată la 4 ore, să te uiți, vezi dacă este intrare. Dar dacă știi că atunci urmează să străbat acest nivel, lăsează un ordin amânat, pune take profit la următorul nivel și gata. Doar atât. Și ultima intrare din perioada respectivă a fost 2 septembrie, la orele 8 dimineața, până sus la următorul nivel, sunt 4.275 de puncte. Și deja aici a format o corecție după trend. Aici am și o să apară întrebarea, că eu am calculat și tranzacțiile în sell. O străbătut nivelul în jos, atât presupunem aici noi n-am știut că o să schimbe, nu a fost figură de schimb sau ceva de genul. La străbaterea nivelului tap nu m-am axat să tranzacționăm. Dar la următorul nivel deja s-a deschis un sell, corecție. Data de 4 septembrie la 16.00, până la următorul nivel 5.131 de puncte. Străbaterea nivelului la data de 8 septembrie, până la următorul nivel sunt 4.788 de puncte. Iarăși la străbaterea următorului nivel până jos sunt 7.411 puncte. Aici a format figură de schimb. Și aici noi evident că ne-am dat seama că gata, piața își schimbă direcția. Și iarăși tranzacționarea pe bani. Străbaterea nivelului, data de 28 septembrie până sus, 4.617. Data de 6 luni octombrie este intrare în bai până sus, 5.530 de puncte. Iarăși străbatere de la următorul nivel până sus sunt 6.784 de puncte și iarăși pe corecție. E tot foarte simplu. În urma calculilor care eu le-am făcut,
tranzacționând în perioadă medie de timp, adică în graficul de 4 ore, doar pe intrările care au fost enumerate și însemnate pe grafice, care vi le-am arătat și vouă, din luna iunie până în prezent. Nu până în prezent, cer scuze, până pe data de 1 luna 11 au fost fixate 99.000 de puncte. Iar totalurile, adică tranzacționând așa de la nivel la nivel, aici s-o străbă tot până sus, s-o fixat profit. Sunt 99.000 de puncte, așa aproximativ. Adică n-am calculat 4.513 puncte, dar am luat 4.000 de puncte. Doar cifrele rotunde și sunt total 99.000 de puncte. Plus la aceasta, noi nu uităm că este tranzacția care este încă activă, care are în total 70.000 de puncte. Iată cea care ați notat-o din start, de luna iunie, pe data de 15 iunie, care a fost de start. Dar se folosea metoda adăugării. Dacă se folosea metoda adăugării, nu mai mult. Da. Și plus la asta, nu doar adăugării, dar spate și la cât pozitiv. Iată, el a ajuns unde a ajuns, a deschis sel, a fixat profit până jos. Și iarăși de aici, deschis sel, sel, sel. Eu am dat traders din Irlanda. Cine știe, mai am auzit de asta, nu atunci se chem să o fac tranzacționat. Aici pe căderea asta, deci la dusă pe grafic nu se vede, nu se poate merge. Nu sunt numai săgetuță roșie și albastră. Când se vedea tranzacții pe termen scurt, el așteaptă când îl gustit de spirit și scap pe cădere. Ce îmi dat seama, am prins așa o plăcere la tranzacționare pe spirit, eu după asta nu mai intru pe altceva, nu mai pe spirit. Și de aici deja am dat pe bani, după asta, deci numai, ne-am gândit totuși, aici a fost figura ce, poate mult să știți, de dublu vârf, după care el nu s-a dus în jos după figură, dar totuși s-a format trend crescător. Și atât de aici, numai pe bani și bani și bani și bani. Și atât perioada asta, în ce fiecare zi, o dată la două zile, deschide iar, nu știu, pe vorul minim. 0-1, 0-1, și acum la zi primește pe vorul minim, ce spun, sunt loturi în piață și întregi, dar el în fiecare zi deschide și atât stă nici nu se vede, și numai linii una după alta. Deschis, pe tot adăugării. Asta e doar ceea ce se poate de, de deschis tranzacții pentru perioada lungă de timp, graficul de ele, și plus asta perioada medie de timp. Da, noi am vorbit de scalping și eu n-am ezitat să calculez pentru lună de zile, undeva am spus de-am conflictiseam. Și am zis, da, sincer să vă spun, așa cum este, în graficul de 5 minute sunt foarte multe tranzacții, dar în perioada de 0-1, adică de data de 1 octombrie, noiembrie, până pe data de 1 decembrie, în porțiunea aceasta a graficului, în scalping au fost o posibilitate de a fixa 37.000 de puncte. 37.500, doar într-o lună de zi. Asta deja nu mai vorbim, că noi putem să păstrăm poziția de lungă durată, tranzacționarea folosind metoda adăugării și deja și scalping o perioadă scurtă de timp. Aici câte puncte să arăt? Timp de o lună, pur și simplu, pentru o tranzacție deschisă. Pentru 37.540 de puncte, un scalping. Adică deschis tranzacție de sus, de jos, de jos, așa. A, aveți în vedere impulsul acesta? Da. Așa, pentru de aici. Până la momentul actual sunt în 36.037 de puncte. De la prima intrare. Înseamnă că scalping exact pe celălalt? Da, dacă ai prima tranzacție, dar tu dacă nu o deschizi și o lași. Dar eu m-am calculat cu 100 de puncte profit. Adică, ai deschis în același calcul. Și nu tot acolo. Ori deschis o tranzacție la ta tine. Ori ție în fiecare dimineață, ție de mărit. Adică, de-am fiecare cum îmi place. Oricum, că mie îmi place atât de tare domeniu, că eu fără domeniu nu pot. Trebuie de dimineață să-ți iei ceva adrenalină și apoi să te duci cu oamenii să-ți scoți. Deci, la același nivel, că vine omul entuziasmat la analiza tranzacțiilor sau au făcut extragere, el e în euforie, sau au făcut profit, el iarăși undeva e sus. Și trebuie să fii la același nivel cu om. Și atât pentru asta, hai că trebuie să fie profit și nu e euforie. Știți cum? Repede am intrat, am ieșit și asta este. Iarăși. Caracter diferit. Dumneavoastră n-ați folosit niciun fel de strategie pentru intrare. Când ați calculat? Pur și simplu nivelele? Trend, nivele și asta este tot. Strategii nivelilor, voi știți încă de la practică, noi doar n-am descoperit. În M5? E, haideți în M5. În graficul de 4 ore, după nivele. Am înțeles. Da, dar nu este scalping. Nu e scalping. În scalping trend și moving average. Eu scalping cu asta fac și cu asta și-l recomand.
referendum, dacă este tendință crescătoare, ne orientăm doar la pozițiile de bani. Evident, să calculați în 5 întrebări. În scalping, în 5 sau în 15. Vreți să vă spun cât e întrebări a fost? Doamne, trebuie. A fost extraordinar de mult. De asta și mă gândeam, cum? Eu ne-am calculat. Mie nu mi-e greu. Sunt peste 475 de întrebări. 475 de lună. Pe 20 de tranzacții pe zi. Ca să dacă se le prinzi toate. Sau dacă nu toate, ce puțin... Măcar de dimineață, câteva între, două, trei între dimineață și ai plecat. Da, de ce de dimineață? Eu n-am altă perioadă de timp, când îmi plecam și tranzacționare. Dar pentru alții mai este, este o perioadă bună de tranzacționare dimineața sau nu? Sau seara? N-are importanță. Da, este un moment foarte important că trebuie să fim odihniți. Asta tot e destul de important. Nu este indicat seara după o zi de muncă, de exemplu, sau după o zi de umblat pe drumuri, sau să fii obosit și... De seara e niciodată, după ora 7. Da, nu contează. Asta sunt emoții. Fie să scade volatilitatea și să nu poți să dai și numai de... Nu mă fac instrumente, nu știți dacă instrumente toate. Sunt traderi care tranzacționează pe aur doar noaptea. El e mai volatil noaptea. Da. Ăsta, au spiu tot, trei ori înainte de pauză, lucrează bine. Păi, trebuie de stării care vă spun, care sunt drăgustit, de spiu toată din spune, funcționează în Irlanda. Și atunci, dar nu e interesant, să uite acasă, știi, mă enervez cu fusul ăsta orarul vostru. Îți primești piața să închide destul de târziu. Vedem atunci ce vrei să dori. Dar la piața se închide când e ora 10, cu două ore, deci e până în urma noastră, înaintea noastră. În urmă. Da, la noi prima vine noaptea. Deci stai să închidi piața la aceeași ori, dar de aceea mai sunt două ori. În care poți stai să-ți cauți de treabă și după asta să-mi dă mâncare, înțeles că... Trei stau cam la ora 12. Ideea e care? La atunci la ora 11 se schidi piața, nu la ora 1. Unele instrumente. Și lui nu-i trebuia să se străzească cumva noaptea, la noi, da, sunt trăinii care își pun cel deșteptătorul ca să zăscă noaptea în scriere, să faci și într-o tranzacție lor. Să nu-ți primești, să închizi piața, să o duci și mă mâncare, să o spălată cu rădușul, să o pregătim cu mâncare și cum să schimbi piața. Vezi și să întâmplă tranzacție, după care te culci. Nu pe scriere pieți. Și asta e de un avantaj, cum vreau să spuneam. Piața, în general, e perioada de o oră. Diferența, din când se este închis, pauză, din masă și mai departe. Dacă e vorba de făcut scaldă. Este, să spunem așa, avantajele. Hai să vedeți de voi. Avantajele și dezavantajele. O să primești așa, scaldă și long term. Profitabilitatea. Unii mai bun. E cam de fără. Nu, e gata pe termen lung, ca și trebuie să... Asta nu e scalping, ce cu... Aștept 24 din 24. Asta e ca să luat domnișoara lesea nu este scalping, ce am în 5, am 15. În am 5 e ca doar de pe data de 1 noiembrie până pe data de 1 decembrie. Dar e tot aceleași puncte, ori deschizi o tranzacție de lungă durată de aici, până sus, cu un lot și o aștepți, și îți trăiești 7000 de puncte, ori deja tot fiecare dimineață. Tot fiecare dimineață deja nu cu un lot. Nu eu personal, da? Volum mai mare. Știi, este 100 de puncte, dar ele cu 5 loturi, cu 6 loturi, ele nu valorează. Dar trebuie să stai cu ochii pe dânsul toată ziua. Ei, da. Poți stai profit și ai închis platforma și ai plecat la lucru. Da. Nu, exact, dar aici pe care le-ați găsit pe toată perioada. Da, pe toată perioada. 475 de intrări. Ele sunt la ora 11, la 11 jumate, la 12, la 1. De dimineață 3 intrări liber le găsiți. Și pe bani și pe sânță? Respectiv profitul scap din nimic. Pe corecție. În scap din nimic profitul, dacă luăm numai 3 aici. Da, da. Pe data dacă greșim pe intrarea... Voi nu credeți că doar scap din timp lung, adică dacă ne greșim pe intrarea, eu cred că asta ne duce în jos. Ai șanță și că nu poți greșești. Ai, da. Faci doar analiza igre, eu asta am de. Atunci când, dar când faci în analiza greu? Când suntem în euforie, cum să știa cei mai periculoasă perioadă a unui trader atunci când e în euforie, începe a crede că tot merge cum vrei ea, cum o să schimb tranzacția, așa o să meargă graficul, și dacă atunci începe cum să faci o analiză corectă. Cum ar fi un take profit? Cum ar fi un take profit, da. Sau cum prinde o tranzacție două bune.
Da, asta ne-am zis câteva mii sau câteva zeci de mii, depinde de puzie. Sau sute de mii și după aceea. Sau când pierde în minus mare tot. Începe să... Da, atunci când exact, atunci trebuie pur și simplu de oprit, fie că e profitul bun, fie că e minusul bun, trebuie de lăsat, de închis tot și de calmat mai întâi emoțiile. Noi asta deja știm toți. Foarte, foarte important, starea noastră interioară. Să nu fim obosiți, să nu fim supărați și afectați de alte nevoi. Dacă tot e bine, atunci se poate tranziționa în bun profil. Doar că, țineți minte emoțiile cele, da? Prin care trece un trader. Asta e linia mobilă rapidă. Dar voi trebuie să ajungeți ca în ochi în 233. Să scăpați de depresie și de euforie. Aici e euforie sus, aici e depresie. Deci traderul în timp învață ca este să nu fii. Și așa, deci doar celelalte emoții. Deci, pur și simplu, mult mai lent în ele. Deci, la profit, cine a profitat? Scalping sau long term? Long term. Da? Cam aceeași, că ta e scalping. Da, pe perioada zilnică, tranzacționat sau cei care au tranzacții active pe termen lung, tranzacționat de fiecare zi, pe termen scurt, cum să nu prindă o intrare bună pe crezi o formă câteva sute de puncte, deci să nu iei. Da, e profitabil și una și alta. Este un minus la scalping, profiturile sunt mici, minusurile poate să fie mari. De ce? De câte am văzut, da, noi tranzacționăm după trend. Dacă este o schimbare de trend, atunci îți primești că stop loss e în afară trend. Eu mă persoană în sală care mă înțelege foarte bine, da? Stop loss el trebuie să fie mult mai mare. Adică el nu să fie mult mai mare, el să fie corect plasat. Da, în afară trendul. Da, și el să fie mai mare. Dar rare ori când ceva se întâmplă cu piața și nu merge după trend. Doar o singură dată merge după trend. În rest, merge tot timpul după trend. Nu m-am străbat. O singură dată trebuie să dăm greș. Dar el se vede că dacă noi facem analiză în graficul de o oră, de patru ore, piața se vede că ea stagnează și formează ceva deja o figură. După mine, un trader bun trebuie să fie rău, rup, agresiv în sens bun. În sens apoi, mă puteți înțelege dacă ești în tonul romantic, relaxat. Cum poți să înțelegi? Altfel, dar cum poți să înțelegi esența la o hârtie? Nu mai spune. Aici mă spune în continuă, da, întrebește. Tu nu trebuie să înțelegi în trader în ceva, da? Cine tranzacționează perial și încă nu este în grup, scrieți la managerul vostru, cum să mai uite, să mai uite. Bine, graficul nostru. Eu am să dau vă o strategie pe speech în studie. Pare că nimeni nu a fost la un curs intensiv pe speech, nu voi nu fac. Cineva trebuia să meargă și nu mai găsit timp și nu ați mai găsit momentul. Să primiți bonus azi, strategie. Una din strategiile care ați făcut la cursul ăsta intensiv, dați-vă și cum ne-am scaut. Și vorba de, la fel, tranzacționăm mai mult prin perioadă. Deci doar pe perioada scurtă de timp, dar ținând cont de tendință. Se poate tranzacționa și pe buy și pe sell în cazul ăsta, dar oricum mai mult ne adiorităm după trend. Transmut în M5. Deci strategia presupune că tranzacționăm în M5 totuși, nu altă perioadă de timp, cu ajutorul la stocastic și la mic două medii mobile. Asta la noi care? Două. Deci am spus parametrii 15, una. Dacă nu trebuie groasă. Și una cu parametrii 27. Simplu. Momentul de intrare, ca de obicei, intersecția
liniilor cu trendul și intersecția lor, schimbul. Atunci când este momentul intersecția lor, atunci scrie tranzacția. Tot timp cât mediile mobile se află sub grafic, bani, cât mediile mobile se află deasupra graficului, îi sell. Pentru ca să ne asigurăm, deci că trare este cu confirmare, ea și așa că trare este cu confirmare, clar că folosim nivele. La fel găsite în N5 nivele. Nu le luăm pe cel de cașul, ele să fie foarte departe. Nivelul trebuie să fie găsit tot în N5. Plus, stocasticul aici are rol mai mult, el că tare nu e pentru direcție, el e pentru intrare. Dar în cazul, la strategia asta, stocasticul ne dă și direcția. Dacă încă suntem, deci undeva în zona de supravânzare sau supracumpărare, este încă o confirmare în plus că putem să intrăm în tranzacție. Deci se primește că avem două confirmări. Una sau trei chiar se primește cu stocasticul. Da. Da. Nu pot să spun, de exemplu, de lunare. Trebuie să fie străbătut o lunare, două, trei. Nu. Pur și simplu intersecția liniilor. Da, aici nu intersectat, aici e bani. Fără stop loss. În cazul ăsta stop loss-ul oferă undeva departe, în afara trendului. Hai să vedem câte intrări avem noi pe o zi. Trebuie să pun perioadele. Hai să vedem azi. Transacționat cineva despre astăzi? Da. Îți prins bine? Nu. Ce? Nu știu că e strategie? Da. Asta vreau să înțeleg. Bună idee. De-am atâtea știți. Nu știu cum le aplicați. Eu înseam doar ziua de azi, dar înseam și ziua de ieri. Să vedem câte întrebări sunt. Iar am prins bine. Dar azi? Ieri ați prins creștere. Da. Dar azi tot pe bani, da? De care e principiul? Piața auzi crește, impuls, corect. Impuls, corect. Am greșit cu impulsul în seară. Impuls în seară? Da. Am ieșit în pus în seara asta. Ați deschis sel sau bai? Am deschis bai. Ah, ok, o să merg în bai, care-i problema? L-am închis deja. De ce? Pentru că mi-e nervios și nu pot să sper. Atunci ce-i problema? Vieție sau strategie? Sau nu, mai, emoțiile sunt problema. Da. În primul rând. În primul rând emoțiile. Și în doilea rând, tot acolo jos am deschis un sel prea târziu. Am deschis aici undeva. Am deschis aici un set, că n-are sens. Ați închis baiul. Dar el s-a la început, i-am avut un bai doar pe aici. Da? Mm-hmm. Eu dau gheri, pur și simplu. Am început iar prin aici, plus minus, cu bai, și unul aici, și unul aici. Super. Da. Și astea doi le-am închis azi dimineața și asta l-am deschis. Chiar greșit. Am văzut că s-a pornit și am deschis aici un sel. Și s-a pornit fals, pentru că nu s-a pornit. S-am întors înapoi și... Și cum o să meargă? Care e problema să-l lăsați pe asta? Ori vă rog, era prea mare. Să lăsați baiul acolo, activ. Da, trebuia să lăsați, trebuia să lăsați activ, dar... Da. Trebuie răbdare. În primul rând, am discutat cu cineva și la nivelul ăsta, dacă aici. Dacă e momentul bun de bani. Dacă aveți tranzacție activă, da, momentul e bun de bani, lăsați-o activă. Stop loss pozitiv, de exemplu, dacă e foarte aproape și o menținem. Dar de deschis, concret, aici, fix aici, ceva, eu nu eram, n-am recomandat azi dimineață, pentru că sunt maxime istorice și trebuie deșteptat străbaterea. După străbatere, el foarte bine merge. Dar trebuie deșteptat străbaterea, pentru că de multe ori maxim este istoric, îl mai testează, de câteva ori mai coboară, mai... De asta am făcut ocazie, pentru că era deja la maxim plus minus și am avut frică că el face o corecție prea mare. Aha. Da. Și nu țin efortul. Dacă am deschis aici, l-am închis deschiderea asta, bar, pentru că era deja alături la maxim istorici. Da. Asta la maxim. Dar nu v-ați uitat mai înainte pe maxim istoric? Da, da, eu deja știu din motive. Nu mă despid din două luni când ați fi deschis. Hei. Și de ce îți schimbi bani dacă nu îți schimbi bani? Bun, dacă el face o creație prea mare, sau intră lacăt și face scar din sel, sau, nu știu, poate că contul meu nu îmi ține. Și am zis, ok, îl închid și gata. Lacăt nu vreți. Lacăt nu mă vreau. Am trecut cu un intrat numai cu lacăt. Lacăt, lacăt, de fiecare zi. Am ieșit. Către am profit, către bani nu. Da, am ieșit, bine, spunem așa.
Nu mai vreau, e prea stresant la atât. Nu, nu mă vreau să fac. Și tot trebuie să fie răbdare. Nu mă vreau să fac la atât. Mi-am făcut câteva 6-7 unul după altul și gata, mi-am deja s-a distrus. N-am dormit, o să te mine întreagă. Și la câtele astea? Am ieșit din profit, dar n-am dormit. O să te mine întreagă, n-am dormit. Până am dormit o oară, știi? De la 12 până la 1 noapte. Da, de la 12 până la 1 noapte am dormit. Și la 1 noapte m-am trezit iar așa în față la recuperator. Gata, vă spunem, uite din nevoie, ce fac? Mă ticăți schir la cadă. Da. La cadă. Da, schir la cadă sau îmi închid așa? Nu, schir la cadă. O să se polă, n-am treabă. Și cu grămadă de lăcate, sau la urmă le închis, de la cum mă numesc pe bani. Am spus, de multe ori sunt traderi care mă induc să eu, ESP, și eu deja am un proviel. Se iau de pe ESP, e lucru de ridica. Nu are sens. Deci banii sunt niente de așteptat. Se iau de ESP, deci pur și simplu interzis. Deci vorbim cu brokerul, dar el permite și una și alta. Sunt brokeri care nu permite la gata. Sau adăugări sau medieri, doar un singur tranzacție de instrument, dar noi brokerul ăsta permite. Și e o oportunitate foarte bună de a aprecia. Deci el nu permite tot, probabil, nu știu, să gândesc în bine de traderilor că este, au swap peste noapte. Și dacă mai intră și la cartă și încercheți să fie să swap-ul și e minus tranzacția, atunci că tot minusul mărește și mărește. Eu avem așa o cunoștință trader care a tranzacționat la, la un alt broker, vreo 8 luni de zile, până când tata marjă s-a dus pe swap. Nu mai putut ieși din marcă și ceva, deci practic. Pentru bani din cauza că era din cauza la swap, tata marjă liberă. Aici anume dacă am dat la fată, gata, marja liberă stai pe loc, măcar nu se duce nicăieri, de asta e fluctuantă. Nu mai faceți, eu cred că e clar, că speech trebuie deschis, am vorbim de foarte mult timp. Serverurile, de dorit să nu fie deschis pe speech. Când este o vedere de asta frumoasă, și te uiți, păi, și n-am intrat, cum așa, dar mai bine că, de ce nu, măcar leag. Hai să vedem dacă să ne ajute pe strategia. Dar 15 moving average, 15 și așa la rosă, da? Da, 15 roșu, 27 albastru. Okay. Îmi spun și stocastic, parametri standard. 12. Știți că mai folosim 5, 20, însă pe 12, 3, 3. Până în 5. Iată aici avem intrare. Străbaterea, e din automobile. Tranzacția după amiază. Așa, a fost închisă, dacă ne luăm după nivele, deci practic să plăsesc și nivelele, sau așa, ca să fie mai clar. Nivelul așa. Stocastic că rămâie în 5, da? Da. Sau lucrează deci... toate neașurul. Nu lucrează stocastic neașurul, că este și sub. Nu, anume stocastic că n-am 5. Deci el e același stocastic peste tot, dar n-am 5, pur și simplu vedem direcția. Dacă noi suntem, avem aici tendință de, sau avem semnal de bani, plus este respingere de la vreun nivel. Hai să văd dacă se plăsesc mai întâi nivelele. Putem să le plăsăm în M15 ca să fie mai ușor. Să le depistăm. Așa, aici practic el este mai jos. Și avem diferența de tendințele, 600 de puncte. Aici mai puțin. Deci el și în 15 sunt nivele, foarte mult pe SPG. El ține cont de nivele. Destul de bine. Mă, noi nu ținem cont de nivele. Nu, este cineva. Iată și aici. Poate fi foarte aproape. Așa. Deci intersecția. Dacă stocastic vedem că este pe supra-cumpărare sau este în zona de cumpărare, asta nu înseamnă că nu-i buy. Deci de multe ori stocastic ne arată nou, dar ar fi frică, da, să intre. Dar dacă e vorba de buy, nu ne teme niciodată să intrăm pe SP. Faptul că el stă aici, el poate stă aici foarte, foarte mult în zona asta. Și se meargă în sus, în sus, în sus. Eu v-am stat aici foarte puțin, dar vezi câte puncte au fost pe grafic. Deci, momentul de confirmare, intrarea în tranzacție este nivel, respingerea de la nivel. Aici mai este încă unul, care nu am fost dacă să iau asta. Pur și simplu l-ați mutat. Mi-am numit deasupra. Deci, asta? Da, ce o să mutat.
Asta văd aici. Și mai jos. Mi-e că aici mai este. Aici se vede nivel. Da. Așa ca să vedem aici. De aici avem nivelul. Intersecția medienilor mobile înseamnă că va până la următorul nivel. Spați 100 de puncte. Dacă mediile mobile se depărtează, nu știm foarte bine când simt tranzacția activă, până când nu simțim că gata, începe acumularea. Dacă el merge bine și atât de rapid. Practic aici a fost cât, jumătate de oră. Avem 7 bare. 7 bare, da. 35 de minute. 1000 de puncte, ușor. Spuneți. Confirmarea stocasticului, deci până când el nu se întoarce complet cu ambele linii înapoi peste nivelul 10, nu este confirmare că el se întoarce. Adică dacă sunt tot așa, deci confirmare concretă că se întoarce ambele linii, asta roșie, trece peste albastră și străbat nivelul 80, atunci închide tranzacția. Da? Am fixat profitul. Primești că s-a finisat mișcarea de creștere. Pe grafic, asta a fost doar iată cât de iată. Oricum e înscat din profitul nostru. Nu îi trebuie concret întrebări și închiderea lor până la un nivel. Deci aici era ok de intrat până la nivelul ăsta, până la următoarea culoare. Inițial, puteam spune între profitul de vreo 400 de puncte. Dar, se putea de luat și până la 1000 dacă mediile mobile sunt depărtate. Trading stop, scoate. Trading stop sau stop plus pozitiv. Cine știe preferă. Iată aici, iarăși, intersecția mediilor mobile, străbaterea nivelului, mai departe până la următorul nivel, spațiul de puncte, până la celul, iarăși, 1400. Aici se putea din ținut tranzacția activă mai mult timp. Da, în seara procesul mai mult sau era să încheie. Asta e peste noapte. Dar nivelul dat, de ce considerăm de la spasat acolo? Eu înțeleg că discutați ce o să fie la moment când noi am plasat, dar nivelul nu era acolo. Ăsta? Nu, mai jos. Nu, hai asta. Nu, eu dacă mă uit în istorie, el se în istorie oricum era sfit, să văd care nivel era. Okay. Nu, le plasăm oricum din istorie. Nu mai ce este acolo, dar plasăm eu oricum dacă intrăm în istorie de găsăm. Sau păstrăm, deci o altă metodă ar fi, măsurăm aproximativ, între nivelele în 5 trebuie să fie în jur de 600, 800, maxim 1000 de puncte. Și putem să le depistăm și în 15 și în 30 ca să ne fie în jur să le vedem. Cu asta putem să le corectăm în 15. Deci în cazul că ne hotărăm să facem scalpi, care ar fi sfatul meu. Vă notați mediile, stocasticul, și vă faceți analiză de graficul, adaptați la moment. Punem nivelele din istorie, stăm doar pe M5, nivelul din istorie poate fi stat din M15 în 30, stăm doar pe M5 și urmărim atunci când mediile mobile dau intrarea și stocasticul. Și atunci intrați în M5, până la următorul nivel. Deci graficul trebuie să fie privit anul pentru asta, nu tot fel de analiză, da, vom și pe termen lung. Trebuie să fie un grafic separat sau un profil anume pentru scalpi. Eu cred că am încercat strategia asta pe K40, dar eu cred că o să meargă și acolo, pentru că e cer volatilitate practică. Aici nu ține cont de alți factori, concret, tehnic. Media mobilă, intersecția lor anume. Pe parcul aici, de exemplu, nu am avut nicio intersecție, înseamnă că nu intrăm. Nici într-o parte, nici în altă. Pe aici și catarea respingere de la nivel și intersecția lor, profitul până la următorul nivel, 400 de puncte. Aici iarăși, moment de intrare, aici, în bani. Aici stocastică nu de intrare. Vedem că eu duc în sal, da? Iată, intersecția mediilor mobile, nivel, dar stocastică minerată seama. În cazul ăsta putem și noi intrăm în tranzacție. Practic, intrarea sunt bună până la următorul nivel, dar dacă ținem de dânsul, cont atunci nu era intrat din partea la stocastică. Hai să vedem care a fost, unde este intrare și pe baza stocastică. Așa, iată tocmai aici. Vedeți că el e foarte, că tare destul de întârziat de stocastică intrare. Dacă media mobilă s-a intersectat, s-a respins de la nivel și de aici avem intrarea, până la următorul, nu l-avem aici pe grafic, dar trebuie desenat, grafic, sub 100 de puncte. Stocasticul era deja în supracumpărare. Adică el foarte târziu ne-a dat intrare. De asta puteți să vă orientați numai mediile mobile și nivele. Altceva nu trebuie nimic. Și ne orientați prima. Cel mai mic catare, el merge și una și alta. Deci aici ne arată, dacă ținem cont și de tendințe, eu aș recomanda totuși numai tranzacții de cumpărare. Atunci când avem moment bun, ne dă și mediile mobile, semnal de bani, sau atunci intrăm. Este semnal de semn, ne-am ținut.
Iată, chiar aici este un semnal care nu a mers. Iată, un pic mai înainte. Iată aici, da. Au fost mediile intersectate, dar eu până sus nu a mers. Practic era aici nivelul. Nivelul e mai jos. Iată, da. Dar nivelul e foarte aproape. Asta trebuie să fie intersecția mediului deasupra nivelului. Iată aici mai bine. Până la nivel 400 de puncte, dar iarăși, dacă mediile mobile se depărtează, atunci când ținem tranzacția atât timp cât ele permit. Cât timp mediile mobile. De asta își folosește două. Și, deci, în momentul când mediile mobile 15, ele se cază de 27. Da. Și invers. Când ceai de 27, intersectează tot invers. Da, tot nu contează care. Atât timp cât mediile mobile sunt deasupra graficului, e tendință descrescătoare. Cât mediile mobile sunt sub grafic, medii crescătoare tendința. De ce folosim două medii mobile? Tocmai pentru a măsura puterea tendinței. Atât timp cât ele se depărtează, noi păstrăm tranzacția activă. Dacă ele se încrustează și vedem că tind să se încrucească, putem să închidem tranzacția. Mai ales dacă este în nivel, iată aici. Noi vedem că ele sunt depărtate, dar au ajuns la nivel. Probabil că profitul era să fie păstrat până la nivel. Dacă păstrăm tranzacția activă și vedem cu mediile mobile, ele ca tare, în mod real, ca să uităm acum, în timpul de față. Sunt rele de spun, da, istoria merge foarte bine. Iată, vedeți? Eu încep să-i înstănești când să așteptăm intersecția lor. Dar, practic, aici baiul, dacă era deschis, trebuie să vedem nivelele. Așa. Atunci este nivel. Abia după intersecție, că aici fost baiul până la următorul nivel. Dacă ne uităm după media mobilă, noi trebuie să așteptăm să ele se intersecteze pentru a ieși din tranzacție. Dar noi de multe ori pierdem puncte dacă așteptăm confirmarea de ieșire după moving average. Nu. Deci noi după un nivel ne orientăm. Și aici trebuie să găsim nivelul cum spuneți în istorie. Acesta a fost acum actual. Așteptăm deja intersecția lor. Vedem că intrarea în cel după stocastic a fost un pic mai devreme sau? Da. În momentul actual. Dar media mobilă încă nu este semnal. Înseamnă că când nu este intrare. După ce ele se intersectează, atunci intrăm în tranzacție. Stop loss-ul clar că după nivelul trendului sau după nivelul maxim care este. Dacă stăm să calculăm punctele aici destul de mult, eu m-am calculat după dânsa aproximativ între 300 și 1000-1500 de puncte. Că îți primesc că ei distanța dintre un nivel sau două? Două, trei nivele. V-ați luat nivelele, distanța între nivele. Cât trebuie să fie? 600 de puncte. Și luăm distanța dintre un nivel, 2-3. Cam atât îi ține un impuls. Nivel. Dacă stăm să calculăm, asta o să fie destul de mult. Scalculăm cât de un aici. $1 la urmă. Cel mai bine totuși de combinat, da? Și luăm chiar cu scalpingul. Atunci când se ține nevoie de tranzacționare, putem, este scalping, spate, intrat în fiecare zi și pe buy și pe sell. Recomandarea totuși este ca pe acest indice economic să se tranzacționeze doar pe creștere. Prognozele noastre, da? Deci nu fai că nu le facem noi, dar analizând în istorie, chiar și noi putem să spunem că oricum o să crească, și analizând tot ceea ce se întâmplă, eu personal tot sunt de părere că el o să crească foarte mult în 2021. Dacă mă uit părerile analiticilor de pe Wall Street sau de pe Business Insider sau de pe tot felul de jurnale economice, tot spun același lucru aproximativ, dar și tot aștept la o creștere. Procentual diferă, practic, dar oricum este creștere. Deci, cum am spus, momentul oportun de deschis și perioada. Într-o viteză, bine. Se afectează mult, pentru că și pe aia. Dacă se afectează SPU, da. Nu poți să-l afectezi decât pozitiv. Ce afectezi sau nu? Dacă o să fie influența rețelului. Influența a fost mai înainte când s-o am votat. A fost, dar da. Vinere este chiar intrare, cum se zice? Oficial. Da, dar influența a fost prima dată, eu cred. Eu cred că acum poate să fie influența. Da. Deci brusc ceva pe grafic, nu poți să spun că poate să fie influența. Dar sunt sigur că o să influențeze pe termen lung pozitiv. Deci pe o companie destul de puternică care are potențial foarte rapid de creștere. Tesla posibil să fie, deci are șanse ca să devină compania care a avut un pe la start până la capitalizarea, deci foarte, foarte mare,
cel mai rapid, cea mai rapidă creștere. Dacă cine Amazon au avut nevoie și se 20 ceva de ani, pentru ca să ajungă la o capitalizare mare, Apple la fel are o perioadă bună. Tesla a crescut foarte, foarte repede. Și faptul că i-au intrat în spirit e contra legii. Sunt 505 companii la moment, dar ele cătare nu sunt 500. Nu sunt 505, ele sunt 500. Da? Cine știe de ce sunt 505? Pentru că două sau pe Facebook, două locuri de anumite, da? Da, așa, de asta s-a stat la lecție. Nu, bravo, cum bine că sunt. Google are două direcții, Alphabet, da? Alphabet A, Alphabet B. Facebook are două direcții, sunt 5 companii care dețin două direcții și ele s-au amândouă nominalizate în lista celor 505 companii acolo. De asta au 505 locuri, dacă atare sunt 500 de companii. Cum apare una mai puternică care corespunde pe toate cerințele, cealaltă de jos ultima se duce, dispare, iese din deja din SP. Adică acolo întotdeauna sunt nominalizate companiile cele mai puternice ale companiei, ale economiei americane. Asta nu înseamnă că ele sunt cele mai mari. Sunt cele mai puternice ca dezvoltare, acolo sunt mulți, mulți indicatori după care se analizează. Tesla nu a intrat până acum și oricum avea multe plusuri, să spunem așa, și oricum grant de capitalizare destul de înalt acum. Dar erau alți indicatori, trebuia să fie 4 semestre de profitabilitate la rând, pe care nu avea să trebuie să plătești dividende o perioadă oarecare investitorilor. Dar știm că Tesla avea anul acesta a început să plătească dividende. Până acum tot lucrau la reinvestiție, reinvestiție. Tot profitul care se făcea era introdus iarăși în proiecte noi, în care se dezvolta compania. De acum deja se rândează pe profit. Dar oricum a ajuns destul de repede la nivelul ăsta. Adică nu vedem șanse ca el să scadă. Este un indice care se vede profitabilitatea acțiunilor americane. De timp el este dat ca un termometru, am mai spus chestia asta, da? Tot e bine. Și da, nu are cum să meargă jos. De perioadă scurtă, clar, mai sunt corecții. Asta. Cine are nevoie de sfaturi să investească pe termen lung, atunci va apropia să managerii voștri și întrebați. Și cam cu ce volum ar trebui să intrați după depozitul vostru. Sau vă formați depozitele așa ca să intrați, așa cum vreți și cum vă place. Da? Pentru traderii noi sunt bonusuri, ceea ce noi așteptam deja de vreo 2-3 luni. Este o perioadă de o săptămână, până de data de 25, este posibilitatea de bonus. Cei care au nevoie de asta. Cei care au deja depozit, atunci le creșteți. Sau le ajutați să crească. Sunt întrebări? Nu? Peste o săptămână vă așteptăm cu deja cu ceea ce ați calculat voi, cu rezultate, cu concluzii.